E propăt aici. Sunt peste 50 de tiruri, majoritatea din Ucraina, peste 200 de autoturisme prinse între nămeți, între troiene, parapeții care au fost montați pentru a separa sensurile de mers pe 85 în această zonă de la Crucea Comisoiei până spre Oreacu au funcționat ca adevărate bariere. Zăpada a fost troienită pe sensurile de mers. Nu s-a mai putut înainta, am stat de vorbă cu oameni care sunt de asemenea blocați tot pe 85 între Poșta Câlnău, de la Poșta Câlnău către Crucea Comisoiei și acolo sunt 20-30 de mașini. Spuneau că au rămas de la două de-ați noapte și fără motorină și fără apă. Prefectura le-a adus acum apă și ceai cald. Se acționează aici, în punctul Crucea Comisoiei, pe două direcții, dinspre Râmnicu Sărat, mai exact de la Oreacu către Buzău și de la Buzău către Oreacu. Au venit 50 de militari cu ATP-uri 6x6 și 8x8 ca să tracteze tirurile rămase înzăpezite care nu mai pot înainta. De asemenea, intervin și militari de la garnizoana din Focșani, tot ai diviziei 2 Infanterie Jetica. Sunt și 70 de jandarmi cu lopeci. Toată lumea acționează în acest moment să deblocheze drumul. Vă spuneam, este viscol, foarte puternic. Vizibilitatea este redusă aproape de zero pe anumite porțiuni. Temperatura resimțită, deși afară sunt doar 0 grade Celsius, este undeva la minus 10 grade. Și se taie respirația. Acești oameni însă le-au promis celor care au sunat disperați după ajutor la 112 că până după prânz o să încerce să-i scoate din situația gravă în care se află. Vă vom ține la curent cu ce se întâmplă aici, Laura.